Doamna, mulțumesc foarte mult. Dana Lălbaru, mărturisiri despre boala soțului. Artista a povestit un moment în care s-a speriat extrem de tare pentru că Dragoș Bucur nu a mai recunoscut-o. Dana Nălbaru a recunoscut că a avut dificultăți la începutul relației ca să înțeleagă boala de care suferă soțul său, diabetul. Artista a povestit că nu știa ce înseamnă această afecțiune și nici cum se poate ține glicemia sub control. Dana Nălbaru chiar a trecut și prin momente înfricoșătoare atunci când Dragoș Bucur a intrat în criză hipoglicemică. I-a luat câteva zeci de secunde bune ca să mă recunoască și să-mi poată spune ceva. M-am panicat, desigur, i-am adus zahăr și am așteptat să își revină, a povestit cântăreața. Are o pompă de insulină, mănâncă multe dulciuri. Dragoș e un tip foarte responsabil și e foarte atent cu sănătatea lui. Analizele ei sunt foarte bune. De curând, Dana Nălbaru a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că s-a pocăit și renunță la viața publică. L-am descoperit pe Dumnezeu înainte de a decide să mă retrag, dar mare parte a schimbării mele și a liniștii și a păcii mele interioare, să spunem așa, că s-a produs în ultimii 7-8 ani. L-am descoperit pe Hristos acum 13 ani aproape. Sunt aproape 13. De fapt, sunt 13 ani. A mai durat un pic până m-am botezat. Și l-am recunoscut pe Hristos și sunt foarte fericită de atunci. Tu știi că singură nu vei mai fi de acum. Ai pentru ce trăi. Tu știi că în lumea asta poți să pierzi, dar încă mai poți.